În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Amin. Dragi frați și surori, timpul pe care l-am pus deoparte pentru această după-amiază, pentru Domnul, se apropie de sfârșit și în curând această sală frumoasă va fi din nou goală, pentru că fiecare vom pleca la ale noastre. Întrebarea care se pune acum la despărțire pentru fiecare dintre noi este: cu ce plecăm de aici? Cu ce plecăm de aici? Dacă ne-am ostenit să venim până în locul acesta, cu ce plecăm de aici? Nădăjduiesc că fiecare dintre noi nu pleacă gol, ci cel puțin pentru o clipă. Din cele 3 ore pe care le-am petrecut aici, cel puțin într-o clipă, s-a atins de Domnul. S-a atins de Domnul și cine s-a atinge de Domnul, măcar pentru o clipă, nu va uita ușor această atingere. Nădăjduiesc că fiecare dintre noi am putut să ne atingem de Domnul nostru și putem pleca din locul acesta altfel de cum am venit, putem pleca bucuroși că ne-am întâlnit cu Domnul și ne-am atins de El. Am primit și astăzi sfaturi și îndemnuri bune pe care să știți că nimeni nu le poate pune în aplicare în locul nostru. Nici măcar Duhul Sfânt. Nici măcar cine vreți, frățile voastre. E partea pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi. Și trebuie să primim ce îndemnurile pe care le-am ascultat și să ne străduim să le împlinim. Și atunci lucrează și Duhul Sfânt, lucrează și jertfa Domnului Iisus, lucrează cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm, dacă voința noastră este pentru Domnul, dacă voința noastră este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Partea pe care trebuie să o facă omul în lucrarea de mântuire a sufletului său, nu o face nimeni. Din acest motiv, în învățătura noastră există acea învățătură care se numește sinergia, adică harul lucrează împreună cu voința omului, nu lucrează separat. Harul lucrează împreună cu voința omului. Noi nu neglijăm și nu dăm la o parte voința omului. Deci ceea ce ține de noi, de frățile voastre și de mine, nu face nimeni în locul nostru. De aceea trebuie să ne străduim și sunt atâtea îndemnuri în Sfânta Scriptură care sunt pentru noi să facem. Ferice de cei care ascultă și care fac. Nu face nimeni în locul lor. Ei trebuie să facă. Și Domnul să ne ajute ca noi să voim. Că știți care e lucru frumos? Că faptele bune pe care noi trebuie să le facem și care trebuie să umblăm, nu sunt lăsate să le descoperim noi acum. Ele ne-au fost pregătite de la întemeierea lumii de către Dumnezeu. Rămâne doar ca noi să umblăm în acele fapte pe care Dumnezeu ni le-a pregătit. Bune, să umblăm în ele. Dar dacă nu vrem să umblăm în ele, cine să umble în locul nostru? Nimeni. Nimeni. M-am gândit în timpul adunării și nu numai, am venit cu gândul acesta din ultima carte a Vechiului Testament, în cartea Maleahi, în ultimele 2 capitole, capitolul 3 și capitolul 4. Este un dialog acolo foarte interesant între copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu. La un moment dat, poporul lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu, și acum actualizăm la viața noastră. Noi, cei care ne numim credincioși, poate la un moment dat vin în viața noastră tot felul de îndoieli cu privire la calea Domnului. Și ne uităm la cei din lume și vedem că le merge bine, vedem că se înalță și progresează și poate ne ispitește și pe noi gândul de care vorbea în Maleahi. Ce rost are, ce sens are să mai slujești Domnului?
Că mă uit la aia care nu slujesc pe Domnul și le merge atât de bine și parcă nu-i nicio deosebire între cei care slujesc Domnului și cei care nu slujesc Domnului. Parcă nu au niciun avantaj cei care slujesc Domnului în viața asta. Parcă nu-i nicio deosebire. Și ei se îmbolnăvesc cu aceleași boli și ei suferă la fel ca ceilalți din lume, parcă nu-i nicio deosebire între cei care slujesc Domnului și cei care nu slujesc Domnului. Și nu vă pot citi acum tot capitolul, mă străduiesc să vă citesc doar versetul 18 din capitolul 3 și zice: la un moment dat va veni vremea când și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește Domnului și cel ce nu-i slujește. Acum poate nu e nicio diferență, poate nu e nicio atracție ca să fii neprihănit și să-i slujești Domnului. Parcă nu te interesează, parcă n-ar fi numai ei la modă să-i slujești Domnului. Dar vine o vreme când se va vedea, când se va face diferența și se va vedea diferența între cel care a avut o viață de neprihănit și cel care nu a avut o viață de neprihănit sau neprihănită, între cel care a slujit Domnului și între cel care nu a slujit Domnului. Deci să nu credeți și să nu creadă cineva că poate să trăiască viața asta oricum, ori cu Domnul, ori fără Domnul, viața asta oricum trece. Să nu creadă cineva că poate să trăiască în felul acesta, această viață, pentru că vine o zi în care va face diferența, în care se va vedea că nu e tot una. Se va vedea și vor fi răsplătiți toți cei care au slujit Domnului, au dorit neprihănire, au flămânzit după neprihănire, au căutat neprihănirea. Asta e partea pe care trebuie să o facă omul. Să caute neprihănirea, să-și dorească neprihănirea. Și timpul este foarte înaintat, vom face rugăciunea de încheiere în câteva momente, dar pentru că unul din frații noștri din această adunare este de mai multă perioadă, de mai multă vreme în suferință și chiar acum este la spital operat, fratele Costică, Costel, și sunt niște cheltuieli pe care familia le are cu sănătatea fratelui. M-am gândit la versetul 9 și 10, versetele 9 și 10 din cartea Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6. Și zice aici Apostolul Pavel către Galateni, dar nu numai către Galateni, ci și pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, mai ales la frații în credință. Să facem bine la toți și ne îndemna și fratele să facem bine la toți. Foarte bine, să facem bine la toți, dar mai ales la frații în credință. Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă să știm suferințele noastre. Ne adunăm în adunarea Domnului, dar poate nu ne cunoaștem, poate nu ne știm suferințele unii altora. Apostolul Pavel ne atrage atenția să suferiți unii pentru alții. Și dacă faceți binele, faceți binele, dar începeți cu frații. Faceți bine întâi fraților. Ăsta e un îndemn al Apostolului Pavel, nu e al meu. Dar sunt întru totul de acord cu ce zice Apostolul Pavel, că nu trebuie să înconjori pământul să faci o milostenie. Nu trebuie să înconjori pământul sau să umbli buimac, să cauți pe cineva la care să-i faci un bine, ci îi ai aici, în adunarea ta, în biserica ta, în locul unde te aduni și îl slăvești pe Domnul și te închini Domnului, ai aici atâția care au nevoie de ajutorul tău. Deci pentru că fratele și familia fratelui sunt de o lungă perioadă într-o încercare de sănătate, de boală, e în operație. Fratele Johnny, la sfârșit, după rugăciune, va trece cu un coș printre noi, cu un coșuleț. Și cine poate să pună ceva pentru ajutorarea
familiei aflate la nevoie, familiei fraților noștri, să o facă. Am înțeles că operația care a avut-o a fost operat, nu? Da. Operația care a avut-o s-a ridicat undeva la 1500 de lei. Venituri nu prea au, deci au nevoie de ajutorul și sprijinul nostru. Să-l dovedim aici, nu trebuie să mergem foarte departe, avem aici pe cei care trebuie să-i ajutăm. Și cred că Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și pe nimeni nerăsplătit. Pe toți cei care dau în numele Domnului și Domnul le dă tot în numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă dăruiască, așa cum o facem de obicei, să vă dăruiască o săptămână binecuvântată. O săptămână în care să nu-L uitați pe Domnul, să nu uitați pe frați, să nu uitați adunarea din care faceți parte, să vă rugați pentru adunare și pentru frați și să nu obosiți, așa cum spune Apostolul Pavel, în facerea binelui. Căutați să faceți binele. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm să facem rugăciunea de sfârșit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.